Stimați colegi, a intrat deja în tradiția noastră ca iarna să ne facem bilanțul a ceea ce am făcut bun și ce am făcut rău în anul care a trecut și să ne punem gândurile în ordine și să stabilim care va fi strategia pentru anul în care deja am intrat. Știm cu toții că întâlnirile directe astăzi sunt datorită situației create de pandemie, sunt aproape imposibil de realizat. Dar în acest stadiu de imposibil, organizația noastră face ca totul să fie posibil și Forța Fermierilor, împreună cu Academia AECRA, va face acest lucru posibil în ziua de 17 februarie. Mulți vă amintiți că la adunarea noastră generală am subliniat faptul că noi putem deveni o forță și prin cunoștințele pe care le avem, prin pregătirea noastră profesională, respectiv aplicând tehnologiile cele mai performante, de asemenea având la dispoziție informațiile privind direcțiile de dezvoltare viitoare, pentru ca în acest context european la care stăm toți cu ochii permanent, să știm căile, mijloacele pentru a obține cele mai bune, așa cum spuneam, și cum e și tema întâlnirii noastre, cu costuri mai puține, să obținem producții mai mari. Trecerea la agricultura, de la agricultura convențională la agricultura sustenabilă, așa cum ne cere astăzi Uniunea Europeană prin politica comună, nu este o treabă simplă, nu este o treabă ușoară. Deci va trebui să vedem care sunt practicile agricole care vor fi impuse prin diferitele instrumente, dintre care amintesc Green Deal-ul, ecoschema, care va trebui să nu ne găsească, cred că cel mai important lucru, să nu ne găsească nepregătiți. Să începem de pe acum să punem totul în ordine, astfel încât să avem succes. De aceea vă spun, nu uitați, miercuri 17 februarie ne întâlnim alături de Agrointeligența și de Academia AECRA pentru a contribui în a face ca noi fermierii să devenim cu adevărat o forță.